s-au aprins scânteii la secția de votare din Săcălaz. Poliția a fost sesizată după ce câțiva cetățeni au semnalat faptul că buletinele de vot au ajuns la ei deja ștampilate. Scandal în comuna Săcălaz, doamnelor și domnilor. Se pare că mai mulți cetățeni spun că au primit buletine de vot gata ștampilate pe numele primarului actual în funcție, Nicu Viorel, iar alți cetățeni stau în fața secției de votare și încearcă să intimideze oamenii, să îi facă să voteze într-un fel sau altul, spune primarul comunei Săcălaz, Nicu Viorel. Noi suntem aici pentru a vă documenta tot ce se întâmplă. Iată, oamenii legii sunt aici la fața locului și desfășoară acum o amplă anchetă. Mai mult decât atât, candidatul AUR pentru primăria Săcălaz, Nicu Viorel, este acuzat că a adus votanții din alte localități. Dacă oamenii decide pentru Săcălaz, nu să vină la vot, nu există, nu decide pentru Săcălaz. Oamenii vin la vot. De ce aduci? Păi dacă spre Săcălaz. Dacă cine a pus secata? Nu m-a pus nimeni, nu, secretul ia cărat. Mai devreme ai spus că pentru Nicu Viorel. Eu am zis că pentru niciodată în viața mea n-am spus ceva. Stați toți și dormiți în gară. Cum e posibil? Dar au buletine Săcălaz. Nu contează, stă în Timișoara. Cine? Făcute buletine. Ei. Păi unde stai, bă? În Timișoara. Atent! Dar ce treabă are Sami? Știu! S-au făcut buletine, s-au făcut buletine pentru ce? Dar nu are buletine de mult, mă, fratelor, ce dracu! Nicu Viorel însă nu știe nimic despre posibilele acte de ilegalitate petrecute chiar în secția de votare. Eu știu doar că am sunat la 112 pentru acest eveniment, atât tot. Ce s-a întâmplat? Habar n-am, am sunat la 112, poliția să-și facă treaba. Credeți că cineva a făcut, nu știu, o scenare ca să nu zic așa? Nu știu, haide să lăsăm poliția să-și facă treaba. Dar doar ce ne puteți spune despre așa lucru, pentru că este foarte grav. Absolut nimic, poliția să-și facă treaba. Mulțumesc. Cetățenii acuză candidatul AUR că ar fi fraudat voturile. Am auzit că s-au fraudat voturile și nu prea știm prea multe pentru că nu ne lasă să intrăm. Ați văzut și dumneavoastră mai înainte, am fost acostat de doamna polițistă, m-a întrebat de trei ori, de ce caut aici, ce caut aici. Nu înțeleg de ce m-a întrebat treaba asta, am venit să votez, e logic, nu? Că sunt aici. Este un adevărat scandal. Da, probabil nu vor să fim aici, de-aia tot ne întreabă și ne scot afară. Da. La nivelul IPJ Timiș a demarat o anchetă, oamenii legii urmând să stabilească dacă cele sesizate de cetățeni se confirmă.